Bună, bine ați venit pe canalul meu. Pentru astăzi v-am pregătit un filmuleț cu o comandă pe care am dat eu pe site-ul AliExpress. Nu știu dacă știți de el, bănuiesc că știți. Este un site din asta chinezesc cu tot felul de nebunii, de haine, bijuterii și alte tâmpenii. Deci găsiți orice vedeți acolo și la prețuri de nimic. Deci, na, cred că știți despre ce vorba, mă rog, chinezării, cum s-ar spune. Eu mi-am comandat o groază de bijuterii, pentru că n-a trebuit după cercei și după astea și mi-am comandat o groază de chestii de genul. Vreau să vă zic că mi-au ajuns cam în 2 săptămâni, deci după 2 săptămâni am început să-mi ajungă unul câte unul, pentru că mi-am cumpărat de la alți vânzători, gen fiecare pereche de cercei sau ce mi-am comandat eu era de la alt vânzător și fiecare trimit în parte, deci mi-au ajuns așa pe rând. Am comandat vreo, nu știu, mai mult de vreo 10 chestii și mi-au venit așa pe rând, dar mai devreme de 2 săptămâni nu cred că vin, decât dacă alegeți voi să aveți transportul în 2 zile sau nu mai știu, eu o chestie acolo, dar plătiți în plus, bineînțeles. Și majoritatea chestiilor pe care le-am comandat, eu nu am plătit transport, pentru că puteți vedeți acolo la fiecare produs în parte. Dacă scrie free shipping, atunci nu plătiți nimic. Dacă e ceva la transport, vă scrie lângă produs. Eu am ales să-mi iau toate cu free shipping. Nu le-am luat de la Poșta Vamală sau ceva. Am înțeles că după 10 dolari în sus te duci și lei de la Poșta Vamală și plătești TVA. Nu am dat de chestia asta până acum, pentru că mi-am luat mai chestii decât $1 și fiecare de la vânzător, de la alt vânzător, deci n-a trebuit să plătesc nimic în plus decât cât au fost cercei în sine. Și mă rog, cam atâta am de zis. Dacă e mai căutați și voi, fiți atenți ce scrie acolo pe site și chiar vă recomand să faceți cumpărături de acolo dacă aveți, nu știu, vreți să faceți un cadou așa mai să nu dați foarte mulți bani, eu zic să uitați acolo, găsiți orice chestie și nu dați foarte mulți bani, deși nu pot să-i caut pe o calitate așa de rea, adică doar la o chestie am observat că lipsește o pietricică, dar rest mi se par toate ca, nu știu, ca magazine. Și hai să încep cu colierele, pentru că mi-am comandat 2 coliere, bine, mi-am comandat mai multe, dar încă n-au ajuns și până ajungarea o să mai dureze. Să vă arăt colierele și vă arăt pe acesta care îi lipsește o pietricică. Arată cam așa. Este cu mai multe straturi așa. Și are aici niște forme, niște floricele. Nu știu să de... Deci nu mă pricep deloc să descriu bijuterii. Nu mă luați seama, la fel ca și hainele. Nu mă pricep, dar mă rog. Îi lipsește aici o mică, mică pietricică, dar nu se vede din avion. Îmi place foarte mult. Este așa de drăguț. Îmi doream de mult un colier de genul. Nu prea port eu coliere, dar am zis hai să încep să port și cred că nu mi-ar place, dar pur și simplu sunt cam leneș și așa și nu îmi pun de obicei colier. Cu toate că atunci când văd la alte persoane îmi place foarte mult, deci m-am hotărât să port și eu mai multe coliere. Și să vi arăt și pe celălalt, care este preferatul meu. L-am postat și pe Instagram când a venit. Dacă mă urmăriți, știți. Este acesta. Este imens. Adică, atâta colieră n-am mai văzut în viața mea. Și pot să zic că, da, este cam greu. Adică atârnă. Dar este foarte, foarte drăguț, nu știu, mi se pare extraordinar. Și asta cu, nu știu, ceva simplu, cu o rochie simplă de seară, îl purtați pe acestea și tot o să iasă mai bine, o să fie mult mai bine. Sau chiar și pe timpul zilei puteți să-l asortați cu un tricou alb simplu și ați rezolvat problema. Aruncați asta pe voi și tot o să fie mult mai bine, nu știu, o să vadă de parcă v-ați... De parcă asta s-a pregătit mult, mult timp și de fapt nu e așa. Eu cam asta caut în toate accesoriile și hainele pe care le iau. Vreau să arate bine și fără să stau eu să mă
pregătesc și să mă aranjez mult, pentru că sunt de obicei foarte, foarte leneșă. Deci, acesta este un accesoriu pe care chiar îl recomand, adică, nu știu, chiar merită să dați bani pe el, vă ajută ținuta, de fapt vă salvează ținuta de foarte multe ori. Am dat, cât am dat pe el, $6 pe acesta. Pe celălalt am dat, cred că, 4 sau 5, nu mai știu exact. V-aș fi pus link-urile în descriere, dar numai că nu cred că o să le găsesc pe toate. Dacă găsesc ceva, o să vi le las în descriere. O să vă las link-urile, dacă nu, îmi pare rău. Dar tot timpul aduc marca nouă și alte accesorii de genul și așa. Așa, și hai să încep cu cercei, pentru că ăștia sunt și mai mulți. Îmi plac foarte mult cercei și de obicei port cercei foarte, foarte mai bine. Acum n-am niciun cercer, că sunt îmbrăcată într-o bluză de training, deci eu sunt foarte, foarte dichisită în momentul de față. I-am luat pe aceștia cu pene. Au aici niște pietricele, nu sunt căzute din fericire. Au aici niște pietricele și este așa cu pene albe. Agățat de lănțișoarele astea aurii. Mi se par foarte, foarte drăguți și sunt mari exact așa cum îmi plac mie. Și pe toți cercei n-am dat mai mult de, adică pe fiecare în parte, n-am dat mai mult de 2 sau cred că maxim $3 am dat pe pereche de cercei, atât. Sunt foarte, foarte ieftini. Mi-am luat o pereche așa, argintii, cu niște pietricele albe. Sunt foarte drăguți și finuții aceștia nu sunt foarte, foarte mari, dar îmi plac și așa. Aceștia sunt în stil indian, sunt așa cu pietricele roșii, negre, verzi și sunt aurii. Aștia chiar astăzi au venit. Mi se par așa de drăguți. Chiar dacă, sincer, nu prea am purtat stilul acesta, dar găsesc eu cum la ce se potrivesc. Îmi plac foarte, foarte mult. Sunt așa foarte lungi și vin bine cu, nu știu, la o ținută de seară, ceva. Găsesc eu cu ce se potrivesc. Așa, și mi-am mai luat aceștia. Pe aceștia. Cu pietricele, sau pietricele, nu știu ce sunt astea, niște plastice pe ele, mă rog, nu știu să descriu cercii, dar mă rog, pot să zic decât că sunt foarte, foarte drăguți, sunt mai lungi așa. Am văzut că se poartă foarte mult stilul acesta de cercei și până acum nu-mi luasem niciodată cercei de genul, cu toate că văzusem în toate magazinele, dar nu știu ce m-au oferit să iau, probabil prețul, pentru că unele magazine sunt la suprapreț și n-are rost să dau seama pe ei când sunt pe site-urile astea chinezești exact la fel și la preț mult, mult mai mic. Ei mai am pe aceștia, care sunt tot în stilul acela, dar mă rog, un pic mai diferit. Au așa niște chestiuțe care atârnă și sunt cu niște pietricele mai transparente așa, pietricele roz, negre. Sunt foarte drăguți. De fapt, nu știu ce zic, că sunt foarte drăguți, că normal că sunt foarte drăguți, că altfel nu i-aș mai fi luat, nu? Și îi mai am pe aceștia. Cu albastru. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult culoarea asta, nuanța asta de albastru. Sunt așa de drăguți și, nu știu, mi se pare așa foarte vintage. Îmi plac bijuteriile vintage. Și ăștia, nu știu, mi se par așa într-un stil de ăsta, mai vintage, mai regal, așa, nu știu cum să vă explic, dar în capul meu totul are logică. De explicat e cam greu. Dar mă rog, sunt foarte drăguți și aceștia. Mi-au plăcut foarte mult, cu alte că nu sunt foarte, foarte mari, dar da. Și cam astea mi-am comandat până acum, mă rog, mi-am comandat mai multe, dar astea au venit până acum de pe AliExpress. Mi-am comandat două chestii, nu știu, ca să vi le arăt și pe astea. Stați așa. Deci mi-am comandat printre alte chestii și niște nebunii de Crăciun.
Așa. Și sincer, mi-am luat țeapă cu niște chestii. Am văzut pe site niște globuri foarte frumoase, mă rog, cel puțin în poze erau foarte frumoase, dar în realitate, uitați cum arată. Deci, astea putem să le găsim și în piața la noi, cred, cu siguranță. Mă enervează că sunt foarte, foarte mici și în poze nu aveau steluțele astea cu sclipici pe ele, deci nu erau. Mă rog, cum ziceam, poza arătau foarte bine. Mă rog, nu e mare pagubă pentru că n-am dat decât $1 pe ele. Mi-am dat 2, care zic, hai să fie. Dar acum nu știu ce o să fac cu ele. O să le arunc acolo prin braț, să nu se vadă prea mult. Nu mă regăsesc prea tare de pe ele. Asta a fost singura țeapă pe care mi-am luat-o de pe site-ul lor. Că în poza arăta într-un fel și mi-au ajuns altfel. Da, mă rog. Ideea e să aveți grijă. Și mi-am luat o față de pernă de Crăciun. Asta îmi place și abia aștept să vină Crăciunul, mă rog. Abia aștept să vină decembrie să încep să decorez pe aici. Mi se pare că mi-am mai comandat o față de pernă, dar încă n-a venit. Și cam atât a fost tot ce mi-am comandat de pe site. A fost foarte repetit acest video, dar nu am prea mult ce să vorbesc despre niște bijuterii, adică nu mă pricep eu să le descriu, să stau la povești, să vă explic cum arată fiecare. O să vedeți, o să vă pun niște poze probabil. Și cam asta pentru filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să treceți și pe Instagram și pe Facebook, pentru că o să vă las paginile în descriere. Și cam atâta. Ne vedem în filmulețul următor. Vă pup, fetelor, pa! Mai să vă arăt ce mi-am luat. Așa vine în cutiuța asta. Mă rog, în cutiuța asta mi-a venit mie. Mi-am luat 3 produse. Să încep cu cel de îngrijire. Au venit foarte bine împachetate, deci nu s-a întâmplat nimica, din fericire.